is great. Dumnezeu este mare. And He does great things. Și face lucruri mărețe. He does great things all the time. Și face lucruri mărețe tot timpul. Amen. What about you? Dar cum rămâne cu tine? Are you demonstrating faithfulness? Demonstrezi credincioșie față de El. Messiah always did. Întotdeauna Mesia a făcut asta. He promised his believers, a promis credincioșilor, that we would receive his spirit, că noi vom primi Duhul Său, and we would do great things, și noi vom face lucrări mari. So let me ask you again. Să vă întreb din nou. Are you doing great things? Sunteți voi care faceți lucruri mari? Let's pray. Haideți să te rugăm. O Lord our God, O Doamne Dumnezeul nostru, we pray that you would work in our life. Te rugăm să lucrezi în viețile noastre. We pray that your power would be seen through us. Și lasă ca puterea ta să fie văzută prin noi. That those who watch us, ca cei care ne urmăresc, that they would see good works, să vadă lucruri fapte bune, and your name would be praised. Și numele tău să fie slăvit. For this is our prayer. Asta e rugăciunea noastră. In Yeshua's name. Ne rugăm în numele lui Isus. Amen. Amen. You may be seated. Vă rog să luați loc. The Bible says that without faith, it's impossible to please God. Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. And when we walk in faith, și când umblăm în credință, we're going to be doing something. Vom face ceva. We are going to be storing up treasures in the kingdom of God. Adunăm, acumulăm comori în împărăția cerurilor. In other words, we're going to be focused upon the kingdom of God. Cu alte cuvinte, ne vom concentra mai mult asupra împărăției lui Dumnezeu. And when you look at the scripture, și când ne uităm la scripturi, you'll find that there's a connection. Vedem că este o legătură, o conexie, between the kingdom of God, între împărăția lui Dumnezeu, and the resurrection, și înviere. We know before that millennial kingdom, știm că înaintea împărăției de 1000 de ani, there's going to be a resurrection, va fi o înviere. We know before that final kingdom, the new Jerusalem, știm că înaintea ultimei împărății, a noului Ierusalim, there's going to be a resurrection, va fi o înviere. Whenever the scripture speaks of resurrection, atunci când Scriptura ne vorbește despre o înviere, it's speaking about the promise of the kingdom. Vorbește despre promisiunea împărăției. Take out your Bibles, dacă aveți Biblia dumneavoastră dimineața aceasta, and look with me to the Gospel of John. Vreau să vă uitați împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, and chapter 20. Capitolul 20. The Gospel of John. Evanghelia după Ioan, and chapter 20. Capitolul 20. We're going to be looking at the greatest event that ever has happened. Ne uităm la cel mai mare eveniment care a avut loc vreodată în lume. I'm speaking of course of the resurrection. Vorbesc desigur despre o înviere. Paul says if Christ not be risen from the dead, Apostolul Pavel vorbește și ne spune dacă n-ar fi înviat Hristos, then your faith is in vain. Atunci credința voastră este zădarnică. No, without the resurrection there is no hope. Știm, dragii mei, că fără înviere nu este speranță, nădejde. What we're going to do this morning, ce vom face dimineața aceasta, is study the resurrection. Vom studia învierea from the perspective of John. Din perspectiva lui Ioan. And then we want to ask ourselves, și apoi vrem să ne întrebăm, how should we respond to this biblical truth? Cum vom răspunde noi acestui adevăr biblic? You see, we come to this place, vedeți, am venit în locul acesta, to worship God, să ne închinăm lui Dumnezeu, that we might experience Him, ca să putem să-L experimentăm, să-L simțim, that we might be changed, ca să fim schimbați, transformați, leave this place, ca apoi să putem pleca din locul acesta, and that we can serve Him with greater faithfulness, și să îl slujim pe El cu o și mai mare credincioșie. And when we understand the biblical truth of the resurrection, și atunci când înțelegem adevărul biblic al învierii, it is going to change us. Cu siguranță că ne va schimba și pe noi. We all know the verse of scripture. Știm cu toții renumitul verset din Biblie. When Messiah spoke about His resurrection, când Domnul Iisus vorbește despre înviere, He says, I have the power to lay down my life. Eu spune, eu am puterea să-mi dau viața.
and I have the power to take it up again. Și am puterea să o iau din nou. But he didn't. Dar el nu a făcut asta. Messiah was always submissive. Mesia întotdeauna a fost supus. He trusted in his heavenly Father. El s-a încrezut întotdeauna în Tatăl său ceresc. Now, so many times when it speaks about Messiah rising from the dead. Întotdeauna când vedeți pasaje referindu-se la Mesia înviind din morți, it says that he was raised from the dead. El spune că el a fost înviat din morți. And it was God the Father who raised his Son from the dead. Și este Dumnezeu Tatăl care l-a înviat pe Dumnezeu Fiul, pe Fiul său din morți. That truth has great significance. Acest adevăr are o semnificație extraordinară. The fact that God raised his Son from the dead. Doar prin faptul că Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Fiul din morți tells us that he received his work. Înseamnă că el a acceptat, a primit lucrarea Fiului. That Messiah fulfilled the purposes of God perfectly. Că Mesia, că Tatăl a primit lucrarea și slujirea lui Mesia în modul cel mai perfect. Look with me to verse 1. Uitați-vă cu mine în Ioan capitolul 20, versetul 1. And on the first day of the week. În ziua din tâi a săptămânii. Now, when you look at this in the biblical language, când vă uitați la acest verset în limbajul biblic, it's written differently. El este scris diferit. The word for week, cuvântul săptămână, is actually a word for the Sabbath day. Este de fapt cel care se referă la ziua sabatului. Now, why is that important? De ce este important pentru noi? Well, when we speak of the days of the week, când vorbim despre zilele săptămânii, if we're speaking in a legal sense, vorbim într-un mod legal, într-un sens legal. If we're speaking about an official document, vorbim dacă ne referim la un document oficial, a document with authority, cu un un document cu autoritate, we use this language, folosim limbajul acesta. On the first day of the Sabbath, în prima zi a sabatului. Here Sabbath does indeed mean week. Acest, în termenul biblic, cuvântul acesta sabat nu înseamnă săptămână. But the language here, dar limbajul folosit aici, tells us that this is truth. Este adevărul. John is making an oath. Ioan face un fel de legământ, un fel de jurământ. He's speaking under the authority of the truth of God. El vorbește sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, autorității lui Dumnezeu. On the first day of the week, în ziua din tâi a săptămânii, Mary Magdalene came early while it was still dark to the tomb. Maria Magdalena s-a dus dinspre dimineață la mormânt. Now, many people came to that tomb that first day of the week. Vedeți, mulți oameni au mers la acest mormânt în acea zi prima a săptămânii. Mary came first. Dar Maria a venit prima. We know that she had great affection for Yeshua. Știm că avea o afecțiune deosebită pentru Isus. She knew what he had done for her. Pentru că ea știa ce a făcut el pentru ea. And the fact that she came first when it was still dark. Și pentru simplu fapt că ea a venit prima la mormânt pe când era încă întuneric, shows a commitment. Înseamnă un fel de angajament, o dedicație totală. So you can be committed to God. Vedeți, puteți să fiți dedicați lui Dumnezeu. But that doesn't mean that you know the truth of God. Dar asta nu înseamnă că neapărat cunoașteți adevărul lui Dumnezeu. But when we know the truth of God, dacă noi cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, this commitment that we have, această dedicare, angajament care îl avem, will receive an anointing. Va primi o ungere. It is when we understand truth, când înțelegem adevărul, and we're committed, și suntem dedicați, angajați, that God is going to use us greatly. Dumnezeu garantat ne va folosi în modul cel mai minunat. We're going to learn something today. Astăzi vreau să învățăm ceva. Many people came to the tomb. Vedeți, mulți oameni au venit la acest mormânt. But none had a faith pleasing to God. Dar niciunul dintre ei avea o credință plăcută lui Dumnezeu. Now, did you hear that? Ați înțeles asta? Auziți ce am spus? They came to the tomb. Au venit mulți la mormânt. They had love for Messiah. Aveau și mulți dragoste pentru Mesia. They were committed to him. Erau chiar dedicați lui. But they were not pleasing to our Heavenly Father. Dar ei nu erau plăcuți Tatălui nostru ceresc.
Because even though they had a commitment, chiar dacă ei aveau un angajament față de el, they were not walking in faith. Nu umblau în credincioșie. You say, how do I know that? În credință. Cum pot să spun lucrul ăsta? Poate mă întrebați, poate vă rog. Well, why did they come to the tomb? Oare de ce au venit la mormânt atunci? The scripture tells us. Biblia ne spune. See, two men buried him. Two men buried. Doi bărbați, doi oameni l-au îngropat. Joseph of Arimathea, Iosif din Arimatea, and Nicodemus. Și Nicodim. Because of the holiday, the first day of unleavened bread. Din cauza sărbătorii care era ziua pâinii nedospite, which is a Sabbath day. Care de fapt este o zi de sabat. John tells us in John chapter 19. Ioan ne spune în Ioan capitolul 19. That it was a special Sabbath. Că era un sabat special, deosebit. A high Sabbath. Un sabat înălțător. And because of that, și din cauza la asta, they had to hurry to get him into the tomb. Trebuiau să se grăbească să-l pună cât mai repede în mormânt. The Bible says that the women were watching. Biblia spune că femeile priveau. And they said to one another, și spuneau una către alta, we'll come back. Oh, ne vom întoarce. And we'll give him a proper burial. Și vrem să-i dăm lui o înglobăciune așa cum merită. Now, what's the problem? Care-i problema aici? They're walking in love. Ei umblau în dragoste. They're demonstrating a commitment. Demonstrau un angajament. But they're not walking in faith. Dar mulți dintre cei de acolo nu umblau în credință. Remember the scripture. Vă amintiți versetele? Without faith, it's impossible to please God. Vă amintiți versetul? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Is your life pleasing to God? Este, dragul meu, viața ta plăcută lui Dumnezeu? You say, what's the problem? Și atunci poate întreb, care e problema? Messiah taught three times in the gospel. Mesia a învățat de trei ori în Evanghelie. Passover's coming. Vine Paștele. I'm going to lay down my life. Îmi voi da viața. I'm going to be betrayed. Voi fi vândut. And I'm going to be put to death. Și apoi voi fi condamnat la moarte. He even says how he's going to die. Chiar mai mult le spune lor cum urma să moară. Read carefully Matthew's gospel. Citiți cu atenție Evanghelia după Matei. He says he's going to be crucified. Spune, da, voi fi răstignit, crucificat. Who's going to kill him? Oh, chiar a spus cine le va omorâ. The Romans. Romanii, soldați. And what do we know? Și ce știm? He says, but on the third day. Dar spune, în ziua a treia. Did you hear that? Ați auzit asta? A treia? He told the disciples. Le-a spus ucenicilor. On the third day. Că în ziua a treia, a treia zi. He is going to rise from the dead. Se va ridica, va învia din morți. And when we look at all four gospel accounts. Și când ne uităm la fiecare înregistrare a acestui eveniment din Evanghelie. No one came to the tomb. Nimeni n-a venit la mormânt. Expecting the resurrection. Așteptând învierea. They loved their Savior. Da, îl iubeau pe Mântuitorul. They were committed to their rabbi. Erau dedicați rabinului. But they did not walk in faith. Dar nu umblau în credință. They came expecting him to die. Ei au venit așteptând ca el să moară. When he said that he was going to rise from the dead. Când de fapt o să fie mort, când el de fapt urma să învieze, cum le spusese. Notice verse 1. Uitați versetul 1. Mary came. Maria Magdalena a venit. When it was still dark. Când era încă afară întuneric. That is a clue. Asta este pentru noi un înțeles. Darkness is very important in the Gospel of John. Întunericul e foarte important în Evanghelie după Ioan. Remember Nicodemus? Vă amintiți la Nicodem? He went to Messiah. A mers la Mesia. In darkness. Întunericul era afară noaptea. It tells us about a spiritual darkness. De fapt se referă la un întuneric spiritual. Not understanding the truth of God. Care nu înțelegeau adevărul lui Dumnezeu. What about you? Cum rămâne cu tine, dragul meu? Does your life reflect that you understand the truth of God? Viața ta este o reflecție a faptului că înțelegi adevărul lui Dumnezeu? When people look at you, când oamenii se uită la tine, and by the way, they are. Și apropo, dragii mei, mulți se uită la viața noastră. Do they see a person who is committed to the truth of God? Văd o persoană care este total dedicată adevărului lui Dumnezeu? Who is living with a strong faith that there's a kingdom coming. Trăiți cu așa o credință știind că împărăția aceasta vine curând? Let me ask you the same question. Vă pun din nou aceeași întrebare.
Does your life reflect that you are storing up treasures in the kingdom of God? Viața voastră reflectă că, dragii mei, adunați comori în această împărăție veșnică? Messiah says there's two masters. Mesia ne spune că sunt doi stăpâni. You will either submit to the true master, or Messiah. Vă veți supune stăpânului cel adevărat, cel bun, Mesia, or the master of money. Or stăpânului banilor. No position in between. Nu este nicio înegal între ele. When we look closely at the book of Revelation, când ne uităm cu apropiere, cu atenție, la cartea Apocalipsa, when it speaks about the time when Messiah will return, vorbește despre timpul când Mesia se va arăta, va veni. We learn something. Învățăm și acolo ceva. In 1 hour, all the wealth of the world will be destroyed. Într-o oră, toată bogăția lumii va fi distrusă. See, if you're kingdom-minded, vedeți, dacă ești cu o minte care trăiește pentru împărăție, what God destroys down here, ce Dumnezeu va distruge aici, it's not going to disappoint you. Nu te va dezamăgi pe tine. Because your heart, pentru că inima ta, you are committed to the things of the kingdom. Și ești total dedicat lucrurilor împărăției. Not the things of this world. Nu lucrurilor acestei lumi trecătoare. See, here's what's sad. Aici este un lucru trist, dureros. Too many believers. Prea mulți credincioși astăzi are working and striving. Ei lucrează și se străduiesc. They are pursuing. Ei caută cu disperare the very things. Lucrurile when Messiah comes again. Despre care atunci când se va întoarce Mesia, he's going to destroy. Lucrurile acestea care vor fi distruse. See, we don't want to suffer loss. Vedem, noi nu ne place să ne despărțim, să suferim pierderi materiale. We want the coming of Christ. Vrem că atunci când va veni Hristos, to be the manifestation of the promises of God. Vrem să fie manifestarea promisiunilor lui Dumnezeu. That we're going to inherit in the kingdom of God. Și apoi noi să fim cei care vom moșteni cu El împărăția veșnică. Look at the end of verse 1. Uitați-vă la sfârșitul versetului 1. It says that Mary came to the tomb. Spune că Maria a venit la mormânt. Now, when you look at the first 9 verses, când vă uitați la primele 9 versete din capitolul 20, the word tomb appears 7 times. Cuvântul mormânt apare de 7 ori. That tells us that there's an emphasis on the tomb. Asta înseamnă că este un înțeles aparte pus pe mormânt. Look now at verse 1, the second part. A doua parte, versetul 1. She came to the tomb, a venit la mormânt, and she sees the stone. Și vede piatra. That it had been removed. Care a fost îndepărtată, luată. Now, the tomb is important. Vedeți, mormântul este important. And the key part from the biblical testimony is the stone. Și totuși, cheia principală a textului biblic este, sau cheia biblică, este, de fapt, piatra. It's emphasized in the scripture that it was removed. Este subliniat în scriptură aici în Ioan că a fost luat, a fost dat în o parte. It didn't move itself. Nu s-a mutat, s-a mișcat ea de una singură. No, we learn in another scripture. Învățăm la un alt, într-o altă evanghelie. When that stone moved, când s-a mișcat piatra aceasta, there was an earthquake. A fost un cutremur de pământ. Earthquakes are important in the Bible. Dragii mei, cutremurile sunt importante în Biblie. It is a shaking of the earth. Este de fapt o cutremurare, o mișcare puternică a pământului. Biblically, when an event takes place, în mod biblic, atunci când are loc un eveniment, and it's accompanied with an earthquake, și se asociază cu un cutremur, what we should learn from that, ce ar trebui să învățăm noi ca și creștini din asta, is that that event, că acel eveniment has worldwide implications. Are o implicație mondială. The fact that the tomb was removed, de fapt, faptul că a fost îndepărtată piatra, has a message for the world. Are un mesaj pentru lume. That means it's relevant for you. Asta înseamnă că e important și pentru tine, dragul meu. That tomb is mentioned 7 times. Cuvântul mormânt e menționat de 7 ori. It has great significance for you. Are o semnificație majoră pentru tine. Ask yourself a question. Poți să spui acum o întrebare. Does your life reflect the significance of that? Viața ta reflectă o semnificație acestui adevăr. Do you make decisions? Faci decizii, dragul meu.
based upon the fact that there's an empty tomb. Bazate pe faptul că este astăzi acolo un mormânt gol. Now, there's another interesting point about this verb that means the tomb was opened up, the stone was removed. Este o alt lucru foarte important, interesant despre verbul care vedem aici că piatra fusese luată de pe mormânt. I don't know how that we can express that. Nu știu cum putem să exprimăm mai bine asta în limba engleză. It means that the tomb has implications in the past. Vedem că mormântul are o implicație în trecut. It means the fact that the stone was removed has significance now. Pentru că piatra a fost îndepărtată are o importanță majoră astăzi, acum. And that significance will continue on and on and on. Și această semnificație va continua cu valoare tot înainte, tot mai mult. This event is of great significance. Acest eveniment are o semnificație extraordinară. And we're going to see if the disciples, ce vedem acum despre ucenici puțin, if they understood it, dacă au înțeles și ei mesajul, were they expecting the things that God said he would do? Oare așteptau și ei lucrurile pe care Dumnezeu a spus că le va face? It says that she sees the stone. Maria vede piatra, having been removed from the tomb, că fusese luată de pe mormânt. And what does she do? Și ce face? It says, therefore. E de aceea. It's a word of response. Este un cuvânt al răspunsului. As a result of this, ca și rezultat al acestui fapt, says that she runs. Ea fuge. Now that's important. Asta e important. We don't see in the scripture many times people running. Nu vedem de prea multe ori în scriptură oamenii alergând. I remember one time. Amintesc o dată. In the book of Genesis 18. În Geneza 18. Abraham, very old. Avram, foarte înaintat în vârstă. He had just been circumcised. Tocmai a fost tăiat împrejur. It's the heat of the day. Era căldura cea mai mare a zilei. And he sees three men passing. Și vede trei bărbați trecând. Now, if you pay attention to that chapter 18, dacă vă uitați cu mare atenție la acest capitol 18 din Geneza, the scripture says, Scriptura ne spune, and God appeared to Abraham. Că Dumnezeu a apărut, s-a înfățișat înaintea lui Avram. And how did God appear to Abraham? Cum a apărut în fața lui Avram? As a manifestation of three men walking. Prin trei bărbați care umblau. And what did Abraham do? Ce a făcut Avram? This man was so old. Acest bărbat în vârstă, foarte în vârstă, had just been circumcised. Care tocmai fusese tăiat împrejur. The heat of the day. În căldura cea mai mare a zilei. He rises and runs to these individuals. Avram se ridică și apoi aleargă la acești bărbați. When anyone runs in the Bible, când vedeți pe cineva alergând în Biblie, it is for significance. Este o semnificație acolo. It says this is important. Înseamnă că vrea să ne spună Biblia că ceva este acolo important. But notice the problem. Dar uitați problema. She sees the stone having been removed. Vede Maria că piatra a fost luată. Therefore she runs to Simon Peter. Așa că ea aleargă la Simon Petru. But she didn't proclaim truth. Dar nu îi spune adevărul. If she knew the word of God, dacă ea știa cuvântul de Dumnezeu, she had heard the promise, sigur a auzit și ea promisiunea, but she didn't receive the promise. Dar ea nu a primit-o pentru ea această promisiune. And when we don't believe the promise, și când nu credem promisiunile personal, we're not going to have the right perspective. Nu avem perspectiva corectă. And we're not going to be the recipient of that anointing, that power. Și nu suntem beneficiarii acestei ungeri, acestei puteri în noi. And that's a problem with many believers. Și asta e problema cu mulți creștini astăzi. We don't see things as God would have us to see them. Nu vedem lucrurile cum Dumnezeu vrea să le vedem. And we're not functioning under the power of God. Și nu funcționăm de aceea sub puterea care Dumnezeu ne-o dă. Therefore we're not doing the things that are pleasing to God. De aceea mulți creștini nu fac lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu. And when we go before Him, și când mergem și ne apărtășim în prezența Lui, if we don't change, dacă nu ne schimbăm, we are going to come before the judgment seat of Christ, vom ajunge în fața scaunului de judecată al lui Hristos, with great regret, cu regrete majore. I hope today is a day of change for you. Sper, dragul meu, că astăzi să fie o zi a schimbării pentru tine. A day of revelation. O zi a descoperirii. That you don't believe just
in a story. Să nu crezi ca fiind doar o poveste. In a religious doctrine. Așa ca și o doctrină biblică. But you accept the truth and the power of God that changes and transforms lives. Ca să primești adevărul Dumnezeu care poate schimba și transforma și viața ta. She runs to Peter. Aleargă la Simon Petru. And to the other disciple whom Jesus loved. Și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. And she says to them, și le-a zis, they have taken the Lord. Au luat pe Domnul. Now is that true? E adevărat, dragii mei, vă întreb. Were there people that took his dead body? Au fost oameni care au luat trupul lui mort? That's not true. Nu e adevărat. No one touched his body. Nimeni n-a atins trupul lui. He departed himself from the tomb. El singur a ieșit din mormânt. She thought he was still dead. El credea că era mort. Ea că el era mort. But she was alive. Dar el era viu. She was not walking under the truth of the promises. Deja ea nu s-a depărtat, nu mai umbla sub adevărul cuvântului Dumnezeu. She had forgotten what he said. A uitat ea ce îi spusese el. On the third day I will rise. Maria, Andreea, have a test for you. Am un test pentru voi, dragii mei. Whenever there is a reference to resurrection, întotdeauna când vedeți o referință în Biblie ce privește învierea, what should come into your mind? Ce vine primul lucru în mintea dumneavoastră? The answer is kingdom. Singurul primul cuvânt este împărăția nouă, veșnică. Her life did not reflect the fact the kingdom is coming. O, viața ei nu reflecta de fapt că împărăția vine. And we're going to see, vom vedea, no one of the disciples reflected the power and the truth of the kingdom. De fapt, niciunul din ucenici ceilalți nu reflectau puterea și mesajul împărăției veșnice. Because no one believed he was really going to rise. Nimeni dintre ei n-a crezut că el cu adevărat va învia. There's another problem here. O altă problemă vedem aici. Notice how she speaks about Yeshua to Peter and the other disciples. Uitați-vă cum vorbește ea despre Mesia lui Petru și celălalt ucenic. They have taken the Lord. Au luat pe Domnul. Oh, it's great to call him Lord. Oh, e bine să-l numești pe el Domn. He's the Lord of lords and the King of kings. Da, este Domnul Domnului și Împăratul împăraților. But make sure your proclamation. Dar fii sigur că ceea ce declari, what you say about him, că ceea ce spui tu despre el, is not something that just comes forth from your mouth. Nu este doar ceva care este în mod mecanic din gură. But it begins in your heart. Dar începe în primul rând în inima ta. She loved him. Oh, cu siguranță că Maria a committed to him. Era dedicată lui. But did she really understand his identity as the Lord? Dar oare a înțeles ea identitatea lui reală ca fiind Domnul? See what the Lord says, he will fulfill. Vedeți ce spune Domnul, el împlinește. He had said over and over. Și a spus din nou și din nou a repetat. On the third day I will rise. A treia zi voi învia. Why didn't she look at this event? What did she not watch the talk of about this event? And said, I have seen the truth of his word. Și poate să putea să spună, am văzut adevărul cuvântului venind la viață. This empty tomb, it announces the resurrection. Acest mormânt gol, de fapt, este mesajul anunțării învierii. But she didn't see it this way. Dar ea n-a văzut în felul acesta. She says, they have taken the Lord from the tomb. Au luat pe Domnul din mormânt. And we do not know where they have placed him. Și nu știu unde l-au pus. What was Peter's response? Care a fost răspunsul lui Petru? Peter therefore went forth. Petru și celălalt ucenic au ieșit. And the other disciple. Și celălalt ucenic. And they went to the tomb. Și au plecat spre mormânt. Now, do you see that? Vedeți fraza aceasta? Over and over they went to the tomb. Din nou și iar din nou au mers la mormânt. The place of the resurrection. Locul învierii. But with no expectation of the resurrection. Dar fără să aibă de fapt o așteptare a învierii. This is problematic. Asta e o problemă mare. He invested 3 years in teaching and training them. El a investit Domnul 3 ani în ei, învățându-i și spunându-le. These men and women, they saw miracle after miracle. Acești bărbați au văzut și femei minun după minun de pe mâinile lui. These great things. Lucruri mărețe, mari.
But they didn't believe what they needed to. Dar n-au crezut la momentul când trebuiau să facă. In the resurrection. În învierea. In the reality of a kingdom promise. Într-o realitate a unei promisiuni, a unei împărății. And learn this truth. Și vreau să învățați, dragii mei, adevărul acesta. When your life does not reflect faith in the kingdom of God. Când viața voastră nu reflectă credință în adevărul și împărăția lui Dumnezeu, you will see things incorrectly. Vedeți lucruri incorrecte. You will do things that are not pleasing to God. Veți face lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. And your life will not reflect the faithfulness of God. Și viața voastră nu va reflecta credincioșia lui Dumnezeu. But the doubt that rules your heart. Dar îndoiala va cuceri inima și viața voastră. When God evaluates you, când Dumnezeu te evaluează, does He see you walking in faith or living in doubt? Oare El te vede că umbli astăzi prin credință sau trăiești după îndoială? The two ran to the tomb. Cei doi au alergat la mormânt. Verse 4. Uitați-vă versetul 4. The two ran together. Au alergat împreună. Now notice that word two. Uitați-vă la cuvântul acesta doi. Numbers are important in the Bible. Nu uitați, numerele sunt importante în Biblie. Normally the number two, normal, cuvântul numărul doi, speaks about two different opinions. Vorbește despre două opinii diferite. One contrary to the other. Unul care este contrar celuilalt. And what we're going to see is this. Ce vom vedea este următorul lucru. The disciples. Ucenicii. The women. Femeile. They had their opinion. Aveau și ei și ele opiniile lor. And then there was the truth of God. Și apoi de cealaltă parte este adevărul lui Dumnezeu. Does that describe you? Asta oare descrie viața voastră? You have your religious opinion. Aveți și voi, dragii mei, opiniile voastre religioase. You have your spiritual perspective. Aveți perspectivele voastre religioase. But is it in contradiction to the perspective of God? Spirituale, dar oare sunt ele în contradicție cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu? Now, I know things about you. Știu lucruri despre voi. Because I know things about myself. Pentru că și eu știu lucruri despre mine. And I don't think we're really any different. Și nu cred că suntem tare diferiți. And when I get on my knees before God. Și atunci când și eu mă plec pe genunchi în fața lui Dumnezeu. I am convicted. Eu sunt într-o stare de cercetare. God speaks. Și Dumnezeu când îmi vorbește, there's great change that I need to make. Este și în mine o schimbare care trebuie să o fac. There's a distance between the will of God and my life. Este o distanță de multe ori între voia lui Dumnezeu și viața mea. Today is a day of opportunity. De aceea, dragul meu, astăzi este o zi a oportunităților. We can begin to close that distance. Putem să astăzi să întrerupem, să distrugem distanța asta. We can move into submissiveness to the truth of God. Putem să ne întoarcem într-o supunere a cuvântului lui Dumnezeu. If you are wise enough. Dacă astăzi ești înțelept îndeajuns. And humble enough. Și destul de smerit, de umilit. To pray, God, help my unbelief. Poți te rogi tu, Doamne, ajută-mi necredinței mele. Move in my life to spur me to obey. Doamne, mișcă așa în fel în viața mea, încât, Doamne, să pot să cred. God will respond to that type of prayer. Dragul meu, Dumnezeu va răspunde acestui tip, acestui fel de rugăciune. So these two came to the tomb. Aceștia doi au venit la mormânt. But notice what it says. Să uitați ce spune. And the other disciple, și celălalt ucenic, he ran before, alergat mai repede, faster than Peter, became mai repede decât Petru, and he came first to the tomb, și a ajuns cel din tâi la mormânt. Verse 5. Uitați-vă la acest change. Now notice that perspective is going to be important. Uitați-vă, perspectiva care o vedem acum va fi foarte importantă. These three individuals, acești trei indivizi deja, they're always looking. Întotdeauna caută. They look and they see. Și ei caută și văd. But they need a change in perspective. Și au nevoie și de o schimbare în perspectiva lor. Do you need a change in perspective? Ai nevoie și, dragul meu, de schimbare în perspectiva ta? Do you care? It's possible. See, many people. Vedeți, mulți oameni. When it speaks about the kingdom of God. Când le vorbești lor sau se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. They say, well, if there's a kingdom, I'm going to be there. Oh, dacă e o împărăție, voi să vreau să fiu și eu acolo. I'll walk this aisle. Voi merge pe culoarul acesta la fața la pocăință. I'll say this prayer. Voi spune în fața rugăciunea pocăinței. Just in case. Da, doar poate. That's not faith. Că se întâmplă ceva.
dar asta nu e credință. That's selfishness. Este un egoism. God wants people who are committed. Dumnezeu caută și în dimineața aceasta oameni care sunt total dedicați lui. Who believe His promises. Care cred în promisiunile lui. And live based upon the truth of those promises. Trăiesc bazați pe adevărul acestor promisiuni. So this other disciple, acel alt ucenic, having arrived at the tomb first, a ajuns primul la mormânt. He stoops down. El spune că se pleacă, se uită. And he looks. Și se apleacă, se uită. Now the word is that he sees something. Cuvântul aici spune că el vede ceva. Now the scripture is going to be moving to the climax of this passage. Scriptura aici aduce acest pasaj la apogeul textului nostru de astăzi. It is very important what everyone sees inside the tomb. E foarte important ceea ce fiecare vede în mormânt. If you don't understand this correctly, dacă nu înțelegi ceea ce vom spune acum în mod corect, you're going to miss out on a message from God. Vei pierde mesajul din partea lui Dumnezeu. Says that he bends down. Spune că el se apleacă. And he sees lame. Și se uită în lăuntru. What does he see lame? Ce vede el în lăuntru? Proper way to translate that word. Modul cel mai potrivit să traducem cuvântul acesta is burial garments. Este așa, evite fâșiile de pânză, hainele de îngropăciune. Now, one of the ways they're spoken of in the Jewish community. Unul dintre cuvintele care se vorbesc în comunitatea evraică, evrită, we call them a kittel. Noi vorbim despre o îmbrăcăminte, un kittel. It means death. Și care se referă la moarte. Now, we wear that at different times. Și această îmbrăcăminte o purtăm în câteva ocazii. You might think we only wear them when we die. Poate voi credeți că noi evrei purtăm îmbrăcămintea asta numai când ne îngropăm, numai la moarte. You know when we wear it? Știți când purtăm îmbrăcămintea asta? On Passover. La Paște. This festival that speaks about redemption. Este un festival care ne vorbește despre răscumpărare. Redemption by the blood of the Lamb. Răscumpărare prin sângele Mielului. And we wear burial garments. Și atunci la Paște purtăm haine de îngropăciune. In order that we might eat that special meal. Ca să putem astfel să ne apropiem să mâncăm acea masă specială. In one perspective, we're dead. Și într-o perspectivă, faptul că noi murim față de noi înșine. But through the redemption, dar prin răscumpărare, that blood of the Lamb, și prin sângele Mielului, we can do something. Noi facem ceva. We can eat. Mâncăm. Oh, eating is important in the Bible. Oh, dragii mei, mâncatul este important în Biblie. Why? De ce? The Bible says in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 10. Biblia spune în Deuteronom 8:10. When you eat your food, când veți mânca mâncarea voastră, and are satisfied, și vei mânca și te vei sătura, bless the name of the Lord God. Să binecuvântezi numele Domnului Dumnezeului tău. So we eat with this burial garment. Deci noi mâncăm cu aceste haine de îngropăciune. But we're not thinking about death. Dar nu ne gândim la moarte. But the redemption. Dar la răscumpărare. That brings us into fellowship with God. Care ne aduce într-o părtășie intimă cu Dumnezeu. That gives us the privilege of praising Him. Care ne dă nou privilegiul de a lăuda pe El. Tells us without redemption, ne spune că fără răscumpărare, you can't worship God. Nu poți să te închini lui Dumnezeu cum trebuie. So this other disciple, așa că celălalt ucenic, he sees the burial garments lying there. El vede haine de îngropăciune care sunt puse în mormânt. But he did not continue to enter in. Dar n-a continuat, n-a mers până jos în mormânt. Verse 6. Uitați-vă versul 6. Therefore, when Simon Peter came, Simon Petru care venea după el, who followed after him, a ajuns și el. What did he do? Ce face? Well, we all know Peter. Cu toți îl știm pe Petru. Peter, he acts. Petru mereu acționează. If you can do something, he's going to do it. Dacă vrei ca cineva din ei să facă ceva, Petru era cel care făcea. And therefore, he immediately enters into the tomb. Și ce face? Petru imediat intră în mormânt. And notice something. Și uitați-vă la ceva aici. Now, there's a difference in the biblical text. Acum, în textul din limba greacă de care eu citesc, este o diferență de două pasaje. In the Romanian, it doesn't show this difference. În această limbă română, traducerea noastră, nu este tradus cuvântul cum este tradus în limba greacă. In your Bible, it's the same word. În același cuvânt, în Biblia dumneavoastră, este aceeași frază care vedem în versetul 5.
for what this other disciple, what he saw and what Peter saw. Ceea ce a văzut ucenicul primul și apoi ce vede Simon Petru e același lucru. But it's not in the biblical language. Dar în Biblia care a fost tradusă în Noul Testament în limba greacă, nu este același cuvânt. When the other disciple looked, când se uită primul ucenic care ajunge, it says that he simply saw. El spune că el doar a văzut. But when Peter looked, dar când se uită Simon Petru, he perceived something in addition. El în adăugat, în plus, face o ceva deosebit. He just didn't see the burial garment. El nu se uită și vede doar hainele de îngropăciune. Notice what it says. So uitați ce spune. And he perceived the burial garment lying. Și a văzut fârșit de pânză jos. And also another garment. Și mai vede încă ceva. Now, I believe in your Bible it says towel. Știu că în traducerea voastră, versetul 7, primul verset, este cuvântul ștergat. Așa este? It's not the word towel. Dar nu este cuvântul ștergat în traducerea originală. In other Bibles it says a napkin. În limba engleză și știu de multe, în multe traduceri, spune cuvântul un șervet. In other translations it says a handkerchief. Într-o altă traducere spune o batistă. Now, dead people don't take baths. Dragii mei, cei morți nu iau ei șervete sau șervețele. Dead people don't eat. Cei morți nu mănâncă. And dead people do not get sick. Și morții deja nu se mai îmbolnăvesc. Now, when you look at this word, când vă uitați la textul acesta, it's not a difficult word to translate. Nu este un cuvânt greu de tradus. It is a word for a garment. Este un cuvânt pentru o îmbrăcăminte. But it's not the word a garment. Dar nu de fapt se referă la o îmbrăcăminte. It is the word the garment. Dar spune cuvântul îmbrăcămintea. That tells me everything. Asta de fapt pentru mine ca evreu îmi spune totul. When you come from a biblical perspective, când mă uit eu ca evreu dintr-o perspectivă biblică, from a Jewish context of scripture, dintr-un context biblic evreiesc, we know that there's many different garments. Știu că sunt ca pentru evrei multe îmbrăcăminte. But when we speak about the garment, dacă vorbim despre îmbrăcămintea, it only means one garment. Ne folosim și folosim cuvântul doar pentru o singur fel de îmbrăcăminte. It's the one that I'm holding. Este îmbrăcămintea care o am cu mine în mână. In Hebrew it's also called a talit. În Biblia, în ebraică, noi spunem talit. It is a prayer shawl. Este de fapt o eșarfă de rugăciune. Now, even to this day, dar chiar până la ziua de astăzi, when a Jewish man dies, când vedeți că moare un evreu, they put on a burial garment, când îi pun haine de îngropăciune, from his neck down to his feet, de la gât jos până la picioare, but there's also a second garment, dar îi mai pun încă un fel de îmbrăcăminte, the garment, îmbrăcămintea. Now every morning, în fiecare dimineață, when we go to synagogue, când noi mergem la sinagogă, we use this garment. Folosim îmbrăcămintea asta. We put it over our shoulders. O punem peste umerii noștri. We wear it like this. Și o purtăm cam așa. But when we first put it on, dar când o punem pentru că noi prima dată, we do something unique. Facem ceva unic. We put it around our head in a unique way. O punem deasupra capului nostru într-un mod unic. And what is that attest to? Ce asta un test? Being in the very presence of God. Mă duce în prezența lui Dumnezeu. So the tradition is this. Tradiția noastră este asta. When a Jew dies, când moare un evreu, around his head, deasupra pe capul lui, we wrap this garment. Noi punem această îmbrăcăminte, îmbrăcămintea, with a faithful expectation, cu o așteptare a credincioșilor. That death is not the end, că moartea nu este sfârșitul. But when we believe in the promises of God, dar noi mesianici care credem în promisiunile lui Dumnezeu, death brings us into the very presence of God. Moartea ne aduce de fapt în prezența singurului Dumnezeu adevărat. Now, we see the text makes a distinction. Vedem că aici textul original face o distingere between the burial garment, dintre îmbrăcămintea de îngropăciune, and this garment, și îmbrăcămintea asta. Notice what it says. Uitați ce spune aici. Peter looks in, se uită Petru înăuntru, and he sees this other garment, și vede fârșirii de pânză, which was upon the head, his head, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus, but there's something in fact. Dar era ceva mai mult. What does the scripture say? Ce spune Biblia aici? Let me translate it literally. Haide să traduc exact cum citesc din limba greacă. Not, nu era, with, cu,
the burial garments, cu hainele de obrăciune, but was separated. Dar era pus special separat. Now, why is that significant? De ce este pentru noi creștini important asta? Well, the burial garment, hainele de obrăciune, se referă la moarte. Biblically, death brings uncleanliness, impurity. De fapt, moartea aduce necurăție, aduce impuritate. But this garment is seen as holy. Dar această îmbrăcăminte, aceasta se referă la sfințenie. Read Numbers chapter 15, verses 37-41. Uitați-vă în Numeri 15, 37 până la 41. It reminds us that this speaks about the Word of God. Această îmbrăcăminte se referă la Cuvântul lui Dumnezeu. So why would they be separated? De ce oare trebuia să fie pusă separat? Well, Jewish tradition requires it. Vedeți, tradiția evrită cere lucrul acesta. We don't mix the pure with the impure. Noi nu amestecăm curatul cu necuratul. So it makes sense that they would be separated. De fapt, face sens pentru noi, logică, trebuie să fie separate. But there's another point. Dar mai este un punct care vreau să-l vedeți. Now, I'm sorry to share with you. Îmi pare rău, trebuie să spun și cu voi lucrul ăsta. The Romanian doesn't get it right. Dar traducerea limba română nu îl traduce cum trebuie. It says that it was rolled up. Biblia spune că el era făcut sul. We don't roll this up. Niciodată noi nu puneam talitul, această îmbrăcăminte, nu facem sul. We fold it. Noi doar o împăturim. Fold it in a very specific way. Dar o împăturim nu așa oricum, dar o împăturim într-un mod cum fiecare evreu o împăturește. And look what the scripture says. Uitați-vă ce spune Scriptura. When Peter looked in, când se uită Petru înăuntru, and he saw this, și vede asta, it's emphasized in the text. Este subliniat în textul nostru. And it says that the second garment, că a doua îmbrăcăminte, having been folded, a fost împăturită, in one place, și pusă singur într-un alt loc. Very significant. By itself. Foarte important. Pusă într-un loc singur. Verse 8. Versetul 8. Then the other disciple, he entered in. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel de tâi la mormânt, a intrat și el. This one who came first to the tomb. Cel care a venit întâi la mormânt. And he saw. Și el a văzut. What did he see? Dar ce vede? He saw this garment. Cel care îl iubea, Iisus spune că a văzut îmbrăcămintea asta. Separated from the garment of impurity. A văzut pusă deoparte față de celelalte îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte care erau folosite ca și impure, necurate. And he saw it folded as it should be. Și a văzut-o împăturită cum trebuia să fie împăturită și pusă deoparte. And this disciple learned something. Și apoi acest ucenic spune că învață ceva. See, the only one who would separate them, singurul care putea să le separe, the only one who would fold it up properly, singurul care putea să o împăturească, să pună acolo cum trebuie, had to be a Jew. Trebuia să fie un alt evreu. Now, who was at this tomb? Cine mai era la mormânt? Roman soldiers. Erau soldați romani. They didn't handle this garment with this respect. Ei nu se purtau cu grijă cu talitul acesta respectuos. It had to be a Jew. Trebuia să fie un alt evreu. What Jew do you think did it? Care credeți că alt evreu a făcut această împăturire? There's only one. Nu este unul singur. It is Messiah Jesus. Este Iisus Hristos. And that's why when he saw this, de aceea când Ioan intră și vede, what did he do? Ce spune, ce face? He believed. A văzut și a crezut. Verse 9. Uitați-vă versetul 9. Our last verse. Ultimul verset. It summarizes things. De fapt, este lucru care sumarizează, concluzionează toată învățătura noastră. Now, he believed. Dar a crezut. But notice what verse 9 says. Sau uitați-vă ce spune versetul 9. Says, for they did not know yet the scripture. Tot nu pricepeau scripturile. That's the problem. Asta e problema. We don't know the word of God. Dragii mei, nu cunoaștem credincioșii, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Yes, we're believers. Da, suntem credincioși. Yes, we can use the term Christian. Oh, da, folosim repede cuvântul credincios, creștin. But the title that I like. Dar titlul care mie îmi place cel mai mult. Is a disciple. Este cuvântul ucenic. It implies one who studies. Este cel care aprofundează, cel care studiază. And study the word of God. Și studiază adânc cuvântul lui Dumnezeu. For not yet did they know the scripture. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură. Our last point. Ultimul punct. Do a study on that word they did not know.
Uitați-vă, vă provoc o temă pentru acasă. Luați un studiu asupra acestei fraze. Tot nu pricepeau. It's in a very unique Greek construction. Este într-o construcție grecească unică. And I'm only going to tell you the name of this construction. Pot să vă dau numele acestei construcții evreice, grecești. Because I want to see how Pavel translates it. Pentru că vreau să pun la teste Pavel să văd cum traduce el. It's the pluperfect. Este pluperfect. What does it mean? Ce înseamnă? It's the tense of remoteness, something that's far away. Este un ceva de îndepărtat, ceva este departe tare. See, in the Greek language, în limba greacă, tense is not just about time. Deci nu este referitor la timp, but it's also in regard to perspective. Dar se referă la o perspectivă viitoare. And this tense tells us that they were far away from knowing the scripture. Și acest moment, prezentul acela, era, de fapt, îi spunea că atât erau de îndepărtați de cunoașterea Scripturii. Notice what it says? Vedeți ce spune aici? They did not know the scripture that it was necessary for him to rise from the dead. Că și tot nu percepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze. What have we learned? Ce am învățat astăzi? This relationship biblically between resurrection and the kingdom. O apropiere, o legătură extraordinară între înviere și împărăția lui Dumnezeu. They didn't know about the resurrection. Ei nu știau prea multe despre înviere. What the scriptures tell us. Dar ce Scriptura ne spune nouă? Is that they did not know about the kingdom as they should. Ei nu cunoșteau despre împărăție așa cum trebuia. This word is an experiential word. Acest cuvânt este un cuvânt de experimental. They were far from experiencing the truth and the power of the kingdom. Erau departe de a experimenta total cuvântul care se referă la adevărul împărăției lui Dumnezeu. What about you? Dar cum rămâne cu viața ta, iubite ascultător? Are you truly kingdom-minded? Cu adevărat, mintea ta este posedată de adevărul împărăției? Do you believe that God is faithful to carry out all of His promises in the kingdom? Crezi că Dumnezeu credincios de ajuns să se îngrijească de toate problemele ca tu să cunoști mesajul împărăției Lui? Let me summarize with this. Haideți să concluzionez ziua aceasta cu următorul gând. The world lives in faithlessness. Lumea trăiește în necredincioșie. They're focused upon this body, this life. Ei se concentrează doar asupra trupul acestuia, asupra vieții acesteia. Iacob tells us, but it's a vapor. Dar Iacob ne spune în capitolul 4 că este ca și un abur. But when we speak about the kingdom, dacă vorbim despre împărăție, you know what word is always manifest? Știți care este cuvântul care mereu se manifestă? Eternal. Veșnic. See, are you focusing on that which is here today and gone tomorrow or next week or next year? Dragul meu, te întreb pe tine astăzi, te concentrezi asupra ce e aici astăzi și mâine trece, dispare, se trece? Are you focusing on the eternal promises of the kingdom of God? Or viața de creștin se concentrează asupra adevărurilor veșnice ale împărăției lui Dumnezeu? Anyone who is kingdom minded, fiecare dintre noi care este în minte, are o minte a împărăției veșnice, recognize himself in this life. Poate să sigur trăiască în viața aceasta because of his faith in the promise of the kingdom. Și poate să fie plăcut lui Dumnezeu din cauza că este atent concentrat asupra principiilor împărăției veșnice. They will never regret it. Și nu vor regreta asta niciodată. But they're going to experience that eternal joy. Și vor experimenta acea bucurie veșnică. But we who are focused on this world, dar cei care se concentrează doar asupra lumii acesteia, and the things in it, și lucrurilor din ea, if we don't make a change, dacă nu facem o schimbare, when we go before the judgment seat of Messiah, când ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată al lui Hristos, we're going to have great regret. Vom avea un regret atât de mare. It's not an issue of salvation. Nu se referă la pocăință, la mântuire, la salvare. It's about being found faithful. Doar de simplu fapt de a fi găsit credincios. And that's why my Messiah said. De aceea Mesia a spus. When the Son of Man returns. Când se va întoarce Fiul Omului. Will he find faith upon the earth? Va găsi el credință pe pământ. Let's all rise. Haideți să ne ridicăm în picioare. I'm going to ask Pavel. If you will
close out this service with prayer. Vreau să rog pe Paul să încheie acest serviciu cu rugăciune. If the Lord leaves you an invitation, dacă pune Domnul pe inima să dai o chemare, for people to come and receive the gospel, ca oamenii să vină să primească adevărul cuvântului lui Dumnezeu. People to make decisions of commitment, oameni creștini care să iau decizii pentru ceea ce privește viața lor veșnică. Have the Lord leads. Încheiem acest serviciu.